Salut! Povestea populară a speciei umane sună cam așa. Acum vreo 200.000 de, de ani, după multe combinații și încurcături, a apărut acest homo sapiens care sunt eu și care ești și chiar tu. Acest homo sapiens era vai de capul lui. 95% din timpul ăsta a bântuit bezmetic trist printr-un mediu primejdios în grupuri micuțe de 10-20 de oameni care se coordonau doar cât să culeagă fructele potrivite și să mai omoare un mamut 2. Trăiau speriați de pe o zi pe alta și, culmea, mai erau și violenți unul cu celălalt și se tot omorau între ei. Această stare, de fapt, a luat un abrupt sfârșit acum vreo 10.000 de ani, odată cu invenția agriculturii. Odată ce a descoperit că pot să plantez grâu în pământ, Homo sapiensul a învățat să stea locului și să nu mai fugă de colo-colo de nebun în căutarea prunei perfecte. Rezultatul direct al statorniciei a fost crearea unor stabilimente în care, iată, se regăseau de această dată mult mai mulți oameni decât cantitatea standard de 10-20 de până atunci, ceva cel puțin problematic, pentru că odată cu agricultura apare noțiunea de proprietate, de teren propriu, bucățica ta de pământ pe care crește grâul tău. Dar tu n-ai cum să-ți păzești grâul zi și noapte și, dacă tot veni vorba, n-ai cum să-ți păzești nici măcar corpul zi și noapte, că trebuie să mai și dormi și acum sunt toți străinii ăștia în jurul tău plini de intenții necunoscute. Așa că, ce ne facem? Ce ne facem este stat. Ne facem stat. O structură superioară care să garanteze atât faptul că grâul tău e al tău, cât și faptul că corpul tău nu ar trebui ucis la întâmplare din cine știe ce impuls străin al vrunui vecin. În această poveste, statul apare cu scopul de a îndeplini două roluri primordiale. Primul este să-ți garanteze proprietatea în calitate de entitate exterioară care nu ești tu și care spune același lucru. Și anume că spicul respectiv este într-adevăr chiar spicul tău. Al doilea rol al statului este să aibă monopol asupra violenței. Gata cu violența la întâmplare, minus în cazuri explicite de autoapărare, doar statul are voie să distrugă corpuri umane. În schimbul acestor beneficii oferite de stat, oamenii au început să plătească taxe menite să financeze aparatul care să îndeplinească cele două roluri. Toată această poveste se regăsește în ideea de contract social. Ea a fost formulată și reformulată prin anii 1600 și 1700, când diversi intelectuali europeni au început să se întrebe oare cum am ajuns unde am ajuns, respectiv în aceste orașe și societăți complexe. Cum a arătat pasul între Homo sapiens în tufiș și Homo sapiens în castel? Cum acum 400 de ani nu exista nici vorbă de antropologie și arheologie, acești filozofi pur și simplu inventau cam cum credeau ei că au stat lucrurile. Ei înșiși admiteau că inventează și că ce spun e mai mult un experiment de gândire. Respectiv, îți pui întrebarea cum am fi ajuns aici și încerci să-ți imaginezi cam cum s-o fi întâmplat. În ciuda acestui fapt, povestea asta inventată, care are doar conexiuni foarte vagi cu realitatea istorică, e ce a reușit să se împământănească în cultura noastră, motiv și pentru care ea pe semne că sună destul de familiar, pentru că e larg acceptat și diseminat că fix așa a fost evoluția societăților umane, cum și-au imaginat niște domni acum 400 de ani bazându-se pe zero date, întâmplător e și complet corect. Ca să vezi coincidență. Problema e că această poveste nu e deloc inofensivă, pentru că ea, de fapt, formulează mitul genezei civilizației. Opiniile noastre despre cum s-a format această civilizație în care trăim au azi un impact cât se poate de direct asupra a ce tipuri de organizare socială credem că sunt posibile. În mod fundamental, acest mit definește ce pot sau nu să facă oamenii împreună. Dacă povestea noastră despre noi e că suntem niște animale violente care se abțin de la a-și omorâ vecinul doar ca să nu-și a propriul omor de la stat, atunci perspectivele noastre de viitor sunt destul de limitate. Dacă istoria însă și te învață că ești o bestie, ajungi să crezi că ești o bestie. Norocul nostru atunci, că istoria asta nu e deloc corectă. Clipurile care o să urmeze pe această temă urmează cartea The Dawn of Everything, A New History of Humanity, apărută acum un an, scrisă de un antropolog și un arheolog pe parcursul a 10 ani, Scopul ei este să demonteze miturile nejustificate despre originele societăților omenești și să prezinte povestea nouă care reiese din ultimele decenii de descoperiri ale antropologiei și ale arheologiei. Este o carte cât se poate de ambițioasă, scrisă jumătate pentru public, jumătate pentru colegi academiceni, în speranța că vor prelua și dezvolta și ei firele acestei noi povești, de data asta ceva mai fundamentate științific, despre cum au existat și evoluat societățile omenești în ultimii 30.000 de ani. Este, de asemenea, una dintre cărțile mele favorite de non-ficțiune și îmi vine să locuiesc în ea, dar cum asta nu e imediat posibil, să continuăm între timp cu acest clip. Există două variante la basmul ăsta al contractului social, două râuri mari care curg încă prin cultura noastră. Punctele lor de origine diferă, dar până la urmă se scurg în același bazin, ajung în același loc, la aceeași concluzie, și anume că era inevitabil. Prima variantă am schițat-o deja. Cea mai mare parte vine din cartea Leviatanul, publicată de Thomas Hobbes în 1651. Leviatanul e una dintre acele mari cărți pentru că se consideră că ea a pus bazele disciplinei numită științe politice, respectiv teoretizarea sistemelor politice într-un mod care se dorește a fi științific. Titlul vine de la un monstru aquatic din Biblie, o conexiune care nu e imediat evidentă. Dar Hobbes folosea monstrul ca o metaforă pentru ce ar trebui să fie societatea: o creatură uriașă formată din oameni, un corp de cetățeni care au în cap sau drept cap un conducător absolut, un rege. Desenul ăsta de pe prima pagină a cărții încearcă să explice viziunea. Înainte să ne organizăm în societăți agrare, spune Hobbes. Omul exista într-o așa numită stare naturală. El definește apoi această stare naturală ca pe un coșmar în care fiecare om era într-un război perpetu cu fiecare om. Caracteristica fundamentală a existenței de dinaintea civilizației noastre, din nou, zice Hobbes, era un război constant, o frică infinită, în care oamenii așteptau doar oportunități pentru a se măcelări unul pe celălalt. Singurul mod de a ieși din starea asta este să ne adunăm și, prin puterea vindecătoare a rațiunii umane, să alegem un șef, să stabilim ierarhii cu șefi medi și mici, și atunci se cheamă că ne-am civilizat. În mod mai mult sau mai puțin amuzant, Hobbes și-a scris Magnum Opusul fugit în Franța, pentru că în țara lui natală, Anglia, tocmai se întâmpla un război civil, în care toată lumea se războia cu toată lumea în tentativa de a pune mâna pe putere. Așa că două observații aici. În primul rând, e neclar cum ai putea vreodată să spui că tocmai ierarhiile sunt ce ne salvează de război, având în vedere istoria ultimilor 500 de ani. În al doilea rând, dacă tu stai și contemplezi natura umană din mijlocul unui război civil, e ușor să-ți imaginezi că așa trebuie să fi fost dintotdeauna. În orice caz, Hobbes ajunge la concluzia că natura fundamentală a omului e cât se poate de egoistă, brutală și cinică. Singura salvare posibilă e prin înființarea de instituții din ce în ce mai stricte care să dea peste mână animalului când îl apucă instinctele primare: poliție, tribunale și guverne care să reprime natura scârboasă a omului și să-l înnobileze cu forța. Poliție, politicos, politică, toate vin din cuvântul grec polis, care înseamnă oraș. Civilizație, civilizat, civic vin din latinul civitas, care și el înseamnă tot oraș. În această viziune este norocul nostru cel mai mare faptul că ne-am construit cuști din ce în ce mai complexe, pentru că, altminteri, la bază, suntem de fapt, cu toții, niște nenorociți. Asta e prima mare variantă a contractului social, în anii 1970, un domn american a devenit cel mai faimos antropolog din lume după ce a vândut milioane de exemplare dintr-o carte numită Mamo, The Fierce People. Pe lângă carte, grații tehnologiei moderne, au apărut și filme educaționale cu acest trib amazonian feroce în care oamenii civilizați de acasă puteau să vadă cum se bat și se omoară acești suboameni între ei. Teza principală a antropologului Napoleon Chagnon era că modul prin care bărbații din societățile Yamomamo obțin avantaje culturale și reproductive e prin omorârea altor bărbați. Cu cât ești un ucigaș mai mare, cu atât rangul tău în societate e mai înalt. El zicea că dacă această condiție e general reprezentativă pentru istoria speciei noastre, atunci noi ne-am împerecheat selectiv într-un fel în care doar cei mai violenți dintre noi au reușit să-și transmită genele mai departe. Acel dacă, însă, e un foarte mare dacă. Așa cum au arătat nenumărate studii pe care le găsiți presărate peste tot prin carte, nu există niciun motiv să credem că acest trib e general reprezentativ pentru specia umană. E doar una dintre foarte multele forme societale posibile. Chiar și așa, -Yong, cu metodele și concluziile lui controversate, a reușit să fundamenteze imaginea omului primitiv drept o bestie violentă într-un fel care dăinuie și până astăzi. Nu a inventat el această perspectivă, ci doar a suplimentat-o cu imagini mișcătoare, astfel încât să vedem cu proprii ochi sălbăticia și să ne convingem. Revenim la contracte acum. A doua mare variantă de contract social vine de la Jean-Jacques Rousseau în anul 1754 și pornește de la o opinie opusă. În starea naturală, omul era de fapt într-o inocenței, o ființă blândă și blajină care păștea calmă prin lungile existenței până când, într-o bună zi, apare agricultura și acolo se termină distracția. Homo sapiensul dă de bucluc, N-avea el de unde să știe că odată ce plantează o sămânță în pământ, din ea o să răsară până la urmă statul, guvernul care va ajunge să-i dea ordine și să-i spună ce are voie să facă și ce nu. Despre această mișcare, Rousseau spune așa. Toți au fugit spre propriile lanțuri crezând că-și câștigă libertatea, pentru că, deși aveau suficientă rațiune cât să înțeleagă avantajele unor instituții politice, nu aveau suficientă experiență cât să prevadă pericolele pentru Rousseau, ignoranța omului natural e cel face pașnic. Cele două forțe primordiale din om sunt autoconservarea și mila. Înainte să putem să comunicăm și să avem limbaj, impulsurile noastre cele mai puternice erau de a ne proteja propriul corp și de a recunoaște când cineva a eșuat în a-și proteja propriul corp și suferă. Viziunea asta clasează empatia drept o trăsătură fundamentală a Homo sapiensului și e deci considerabil mai optimistă. Rousseau continuă spunând că doar odată cu dezvoltarea intelectului și a rațiunii devine omul capabil să calculeze atrocități și să le și comită în scopul vreunui câștig personal. Pentru Hobbes era fix invers. Ignoranța omului înseamnă violență și doar rațiunea poate să-l facă pașnic. În ultimele câteva sute de ani, discuția despre natura reală cum ar veni a omului s-a întâmplat între acești doi poli. Ori omul era rău la început și apoi a devenit bun, grație civilizației, ori omul era bun la început și civilizația l-a făcut rău. Amândouă, în, în orice caz, variațiuni pe tema mitului biblic al Genezei cu decăderea omului și reîntregirea lui. Ok, rundă șoc de filozofie acum. Problema evidentă în această discuție e că bine și rău, în esență, nu înseamnă absolut nimic. Sunt doar o oglindă a entității care face aceste evaluări. Ce e bine sau rău reflectă doar valorile din capul tău sau din societatea ta. În funcție de ce ți se pare ție valoros sau nu, ceva devine bun sau rău. Lucrurile în sine nu sunt niciodată bune sau rele decât în relație cu altceva. Bun sau rău? Pentru ce? Întrebarea dacă oamenii sunt fundamental buni sau fundamental răi nu are niciun sens. Noi definim ce înseamnă bun sau rău și apoi ne întrebăm dacă oamenii sunt chestia aia sau nu un pește este fundamental bun sau fundamental rău? Poate suna filozofare în gol, dar acest mod de gândire creează o problemă cât se poate de concretă. O societate nu are cum să fie altceva decât infantilă dacă rămâne blocată în întrebarea noi om fi fundamental buni sau fundamental răi. Una dintre problemele grave cu creștinismul, ca forță culturală în societate, e tocmai propovăduirea acestei gândiri binare care ne încurajează mereu să gândim în termeni stupizi. În istoria intelectualității europene, tipul ăsta de gândire a reprezentat râul pe care acești scriitori își puneau mereu bărcile. Undeva, în spate, mereu curgea creștinismul, care el însuși e doar o adaptare sărăcăcioasă a filozofiei lui Platon, Filozofia lui Platon era la rândul ei doar una dintre multele filozofii existente în Grecia Antică. În orice caz, ea ajunge să fie transformată într-o gândire foarte simplistă care până la urmă evaluează lucrurile în termen de Dumnezeu și diavol, de bine și de rău. Revenind deci, oamenii, fundamental buni sau fundamental răi? Dacă e să ne bazăm pe dovezi, mai mult decât orice altceva, ce ne arată istoria acumulată a acestei specii e că ființele umane sunt perfect capabile atât de acte de o generozitate și o empatie incredibilă, cât și de niște atrocități inimaginabile. Dacă trebuie să emanăm o opinie despre natura fundamentală a omului în baza acestor dovezi, atunci ar trebui clar să fie că oamenii sunt, fundamental, maleabili, că natura umană este însăși adaptabilitatea abilitatea de a deveni ceva. Problema e că fie că pornești de la mitul că eram răi și am devenit buni, sau că am fost buni și am devenit răi, ajungi în același blocaj. Se creează impresia că odată, cândva, de mult, s-a produs această schimbare existențială și istoria s-a terminat. Putem acum doar să trăim în consecințele ei. Devenirea a luat sfârșit și iată, suntem deveniți. Pe când asta chiar e pur și simplu o tâmpenie. O mână de opinii toxice și reducționiste transformate în timp în mitul civilizației noastre. Implicația politică a acestui mit ar trebui să fie deja evidentă. Nu putem să schimbăm nimic. Modul nostru actual de organizare socială e predestinat, obligatoriu și inevitabil. Iată, nu numai capitalismul ne spune că nu există alternativă, dar întreaga istorie și natura umană ne arată că nu avem de ales. Dacă asta este povestea pe care alegem să ne-o spunem despre noi, cu efectul ei de paralizie de dimensiuni cosmice, am face bine să știm cu absolută siguranță că e o poveste corectă. Și nu știm, nu știm absolut deloc că e corectă. Din potrivă. Unul dintre scopurile principale ale cărții pe care o discutăm este să adune cât mai multe dovezi în ultimele decenii de studii arheologice și antropologice care arată că în istoria noastră umană, organizarea socială a fost un adevărat carnaval de experimente, că oamenii mereu au discutat și contrastat forme mai bune sau mai rele de coabitare, că Homo sapiensul din Tufiș nu era doar un idiot care a așteptat cu minte 190.000 de ani până s-a inventat agricultura, în toată perioada asta, oamenii erau tot niște ființe complexe, inteligente și pline de imaginație care interacționau unii cu ceilalți la scară largă. Ei erau, până la urmă, identici biologic cu noi. Creierele lor erau la fel de mari. Nu avem niciun motiv să credem că nu și le foloseau. Dacă îi redescoperim pe acești oameni, poate căpătăm o altă perspectivă valoroasă prin care să ne percepem situația în care ne aflăm azi. Așa că asta o să facem. Dar până să ajungem la oamenii din trecuturile adânci, avem niște probleme de rezolvat cu istoria mai recentă. Începem cu niște ecouri cât se poate de contemporane ale lucrurilor discutate până acum. Povestea cu oamenii inocenți și naivi care existau doar în grupuri mici până mai ieri e propovăduită azi de niște nume sonore ca Francis Fukuyama, omul faimos pentru determinarea lui că istoria s-a sfârșit, și Jared Diamond, autorul ultrafaimoasei cărți Guns, Germs and Steel, în cartea lui, Fukuyama ne informează că În stadiile ei primare, organizarea umană politică e similară cu societățile de grupuri mici observate în primatele avansate ca cimpanzei. Suntem încurajați apoi să înțelegem că asta e forma standard de organizare socială, forma cum ar veni din oficiu. Dar unul dintre cele mai importante avantaje pe care le avem noi față de cimpanzei sau orice alte animale e folosirea unui limbaj complex, Cimpanzei n-au putut să discute între ei niciodată dacă mâine ar vrea să se organizeze la fel, pe când oamenii da și dovezile arată că făceau asta constant cu creierele lor mari și sexy. Una dintre mizele mari din toată această discuție despre originele noastre este inegalitatea. Fukuyama, de exemplu, spune că vânători cu legătorii aveau societăți egalitare doar pentru că nu aveau conceptul de proprietate privată cum chipurile nu știa niciunul să zică bățul ăsta e al meu, atunci erau toți sărați și fericiți împreună și doar asta e ce le permitea să fie fericiți în sărăcia lor. E practic exact ce zicea Rousseau în urmă cu 250 de ani, servit de data asta nu ca o teorie, ci ca un adevăr istoric. Titlul eseului lui Rousseau era discurs despre originea și baza inegalității dintre oameni. A apărut ea la un moment dat ca un artificiu sau o trăsătură obligatorie a unei adunături mai mari de oameni. În alte cuvinte, e inegalitatea consecința directă a complexității unei societăți? Putem să fim egali doar dacă suntem puțini? Mitul civilizației noastre urlă în continuu un da la aceste întrebări. Complexitate egal automat ierarhie, automat șef. Așadar, n-are rost să ne gândim la forme mai puțin piramidale de organizare, pentru că natura umană nu e capabilă de altceva. În Hobbes, inegalitatea e formulată ca o valoare pozitivă, dezirabilă. E chestia care ne scapă din stres. Fiind ființele obraznice care suntem, putem să trăim cu adevărat în liniște doar dacă avem șefi care să ne dea ordine. Viziunea asta se aliniază iar cu infantilismul creștin în care ai nevoie mereu de un mare tată care să-ți spună ce ai voie să faci și ce nu. Acestea fiind spuse, pesemne că există un sâmbure de adevăr aici și uneori poate să fie mai ușor să ți se spună ce să faci decât să descoperi tu singur. Dar de aici și până la anumia asta trăsătura fundamentală a omului, în jurul căreia ar trebui să organizăm totul, e o cale lungă și primejdioasă. Pentru Rousseau, inegalitatea socială, ierarhiile și șefii devin inevitabile odată ce cineva poate să dețină un pământ. Pe parcursul a 250 de ani, opinia lui Rousseau e repetată de suficient de multe ori încât începe să capete puterea de fapt științific, într-o asemenea măsură încât autori ca Jared Diamond se simt perfect confortabil să emane asemenea sentințe dramatice, fără să clipească. Populații mari nu au cum să funcționeze fără conducători care să ia deciziile, directori executivi care să le aplice și birocrați care să administreze deciziile și legile. Dincolo de faptul că asta este factual incorect și că au existat societăți mari și orașe care nu funcționau pe bază de ierarhii rigide, ni se spune clar că putem să ne luăm gândul și pe viitor, că știe Jared Diamond. I-aș optit în vis un duh. Am ajuns la capătul potențialului uman, putem să ne dăm jos liniștiți din trenul evoluției, că înainte nu mai e nimic. Pe filiera asta a moștenirea de la Rousseau, ce învățăm e că singura îmbunătățire posibilă în viitorurile noastre e doar să ne jucăm cu aceste categorii în care existăm deja, în care doar mai rotim din piese. Important e, oricum, să nu ne pierdem timpul gândindu-ne la diverse forme mai ambițioase de reformă socială. Că n-are rost. Singurul lucru pe care putem să-l facem e să mai umblăm la coeficientul ăla de inegalitate. Mai crește, mai scade, trebăluim și noi acolo la el. Merită subliniat aici că asta e o variantă relativ mutantă a ce zicea Rousseau. El nu era fundamental fatalist. Considera că având vedere că omul e cel care face toate aceste lucruri nefaste, tot el poate și să le desfacă. Doar că va fi incredibil de greu. Cu greutatea, cred că putem să fim de acord. Moștenirea care se manifestă azi în viețile noastre venită de la Hobbes putem să o găsim în modul cel mai explicit și potent în cărțile ultra vândute ale psihologului Steven Pinker, Pinker este reprezentantul unui val numit Noul Optimism, al cărui scop este să-ți demonstreze pe cifre că trăim în cea mai bună lume posibilă, că Hobbes a avut perfectă dreptate. În ultimii 400 de ani, instituțiile noastre de fapt au înregistrat un succes răsunător în a domestici violența fundamentală a omului. Meritul este exclusiv al iluminismului european, al tradiției intelectuale reieșite din secolele 17 și 18, numită uneori tradiția vestică, civilizația vestică sau, pe numele ei mai vechi, rasa albă. Minus genocidurile colonialiste care au distrus întregi popoare de pe glob în scopuri comerciale, minus sutele de milioane de oameni omorâți în secolul 20 în epurări sistematice sau războaie, în afară de lucrurile astea două, care până la urmă sunt doar costul progresului, măreața cultură europeană a izbândit într-un final de una singură în a crea această cea mai rațională, liberă și pașnică dintre lumi. Asta suntem învățați să gândim că toate aceste violențe la o scară fără precedent sunt doar notițe de subsol nu foarte importante în povestea succesului nostru, spusă și respusă la infinit de oameni ca acest Steven Pinker, care, iată, a scris cartea favorita lui Bill Gates din toate timpurile. Atrocitățile pe care a fost clădită această cea mai bună dintre civilizații sunt pur și simplu manifestări inevitabile ale sofisticării noastre perpetu crescânde. Întrebarea, Oare cât de civilizată e totuși o civilizație care ieri a distrus și înrobit sute de milioane de oameni pentru acumularea unui capital prin care astăzi distruge însuși pământul? Nu ar trebui să ne dea bătăi de cap. Priviți mai bine aceste 75 de grafice optimiste care arată că de fapt totul merge foarte bine. Oricare ar fi supărările noastre, statisticile nu mint. Dacă vreodată simți cum te îmbolnăvești mental de la a în acest vârf civilizațional și devine greu să pui respirație după respirație, uite-te pe graficele astea ca să-ți dai seama că de fapt totul e bine și doar ți s-a părut că nu mai poți să respiri. Yeah, I'm, I'm an optimist, and I, I really do look at all these trends. You'll, you'll, you'll like the book, then. 75 oh, beautiful. Op 75 optimistic graphs. Oh, excellent. Există nenumărate probleme concrete cu statisticile oferite de Pinker. Una pe care își o pune în frunte acest val de optimism e cea care arată că sărăcia extremă e într-un continuu declin glorios. Pragul de sărăcie extremă, definit de banca mondială, este de 2 dolari și 15 pe zi. Dacă faci deci mai mult de 65 de dolari pe lună, se cheamă că nu mai ești sărac și putem acum să ne felicităm cu toții unul pe altul pentru această reușită a lumii moderne. Faptul că din ce în ce mai puțini oameni fac mai mult de 65 de dolari pe lună ar trebui să fie un adevărat indicator al faptului că fericirea pe planeta asta e într-o continuă ascendență. Tot efortul ăsta disperat de a convinge prin 75 de grafice că oamenii sunt sau ar trebui să fie fericiți. Pare a fi un moment confuz al unui matematician psihopat. Capătul fericirii umane e să faci bani ca să ai abilitatea de a intra într-un magazin și a-ți cumpăra orice, fără să-ți faci griji că o să fii bătut pe drum cu plat cu garanția că odată ce ajungi înăuntru, nu o să te îmbolnăvești de coleră. Dacă coordonatele astea nu te fac să te simți împlinit ca ființă umană, atunci înseamnă că ești bolnav la cap și în mod clar trebuie să mai studiezi graficele. Abordarea asta care se mândrește la propriu cu a fi obiectivă, lipsită de emoții, ne pune să fim majoretele unor zecimale care descresc în timp ce împiedică formularea întrebării adevărate. Nu cu cât 2% a mai scăzut sărăcia pe glob în ultimii 5 ani, ci de ce mai există sărăcie. Conform acelorași statistici, 70% dintre oamenii de pe acest pământ trăiesc cu mai puțin de 165 de dolari pe lună. 165 de dolari? Pe dar, ni se spune, ar trebui să ne bucurăm, pentru că înainte erau chiar și mai mulți săraci lipiți. Încet, dar sigur, dacă avem noroc și suntem cuminți, în câteva decenii poate 50% dintre oameni o să trăiască cu vreo 250 de dolari pe lună. V-ați fi putut imagina voi vreodată un asemenea viitor prosper al rasei umane? Există o perversitate absolut sinistră în a pompa ideile astea în societate, ale căror singură menire e să-i facă pe Bill Gates și lumii să doarmă mai liniștiți noaptea. Și totuși rămâne întrebarea de ce în acest climax al progresului uman, marea majoritatea a oamenilor de pe glob se chinuie să existe de pe o zi pe alta? De ce mai există sărăcie? M-am blocat atât pe acest subiect pentru că așa arată culminarea ideii de civilizație ca un progres neîntrerupt, de la junglă și până acum. Ți se servesc statistici care să te înștiințeze că ești fericit și norocos și în cea mai bună lume posibilă și dacă nu simți asta, ești bolnav și e vina ta. Propaganda asta, cu care ești bombardat din toate direcțiile în lumea noastră de azi, se numește război psihologic și fie că acceptăm sau nu, fie că-l conștientizăm sau nu, noi suntem subiectii lui oricum. De vreo 300 de ani, povestea asta funcționează la fel. Tu azi ar trebui să te bucuri că ești mult mai bogat decât un om din 1750. Omul din 1750 trebuia să se bucure că e mult mai bogat decât oamenii sălbatici care trăiesc nomazi prin păduri, barbaria care amușinează pe la zidurile cetăților, geloși că nu au fericirile luxurilor noastre. Și atunci, ca și acum, exista o credință sigură că Europa e vârful cel mai avansat din lancia progresului ființei umane: cei ce nu aveau grâul cel mai mult, pușca cea mai mare, sclavii cei mai mulți în mod evident, erau niște oameni mai săraci la spirit, niște animăluțe cu care nu prea ai cine știe ce discuta. Pe 13 octombrie 2022, șeful diplomației Uniunii Europene și-a început un discurs zicând că Europa e o grădină și că restul lumii e o junglă. Europa is a construit o grădină. We have built a garden. Everything works. The rest of the world, and you know very well, Federica, is not exactly a garden the rest of the world, most of the rest of the world, It's a jungle. And the jungle could invade the, garden. And the gardeners should take care of it. Că nu e suficient să ne construim ziduri pentru că jungla crește chiar și peste ziduri, așa că Uniunea Europeană trebuie să-și întindă brațele către restul lumii și să o mai civilizeze un pic, că se pare că din primii 400 de ani de masacre și subjugări, jungla asta n-a învățat nimic. Noi, săracii, ne-am făcut și noi aici o grădină mică de capul nostru, grădina self-made, cum ar veni, și iar bat barbarii la porți, jinduind după fructele noastre autofăcute. Borel a reușit performanța de a repeta cuvânt cu cuvânt limbajul colonialist din secolul XIX, în ciuda faptului că a asigurat apoi pe toată lumea că el nu e rasist deloc. E adevărat că majoritatea Europei se bucură de o stare materială superioară, dar starea asta materială superioară e rezultatul cât se poate de direct a sute de ani de exploatări sângerase ale popoarelor de pe restul globului. În Evul Mediu, Europa nu era cu absolut nimic mai avansată decât lumea arabă sau asiatică, ci din potrivă, în opiniile străinilor, prea fi un loc destul de înapoiat și neinteresant, care din când în când ataca spontan sub pretextul că trebuie neapărat să auzi cuvântul unui anumit domn numit Isus. După 1492, când diverse state europene încep colonizarea Americilor și ale restului globului, popoare întregi sunt transformate în sclavi care produc un profit din care se construiește o infrastructură tehnologică europeană avansată pe umerii căreia stăm noi azi cu fundul, chiar și noi, România, că suntem în Uniunea Europeană de 15 ani deja. Exploatarea asta pe model colonialist continuă și azi în moduri mai puțin evident sângeroase și mai legitimizate de sistemul financiar global. Ca șef al diplomației Uniunii Europene, să faci abstracție de această desfășurare crucială a evenimentelor e undeva între grotesc și rasism din ala pur de șef de plantație. Din cărțile favorite ale lui Bill Gates învățăm că asta este cea mai bună lume din istorie datorită faptului că măreața Europa și-a început eforturile de grădinărit prin iluminismul de la începutul anilor 1700, de unde au răsărit valorile noastre favorite de azi, libertate, egalitate, fraternitate. Alea ultimele două sunt cam dubioase, dar putem cu toții să fim de acord că avem atâta libertate încât cu ei mai trebuie egalitate și fraternitate. În spiritul eficienței am făcut și noi până la urmă un combo 3 în 1 că timpul este scurt. În orice caz, e clar că toate lucrurile bune s-au născut din Europa, mai ales democrația asta de care ne bucurăm azi. Și totuși, e aproape imposibil să găsești vreun intelectual vesti care să fie avut cuvinte bune de spus despre democrație până în anii 1800. De la Platon, prin Marcus Aurelius și până la Erasmus, toți erau de acord că democrația e o idee cât se poate de proastă. În top 5 sisteme politice, Platon o punea pe locul 4, a nu se frecventa. Dacă sunteți curioși și n-ați mai citit Platon de mult sau niciodată, pe locul întâi era o societate condusă de un grup de filozofi regi care nu vor să conducă, dar o fac oricum, cu o le hamite. Grecii antici mai filozofaseră despre diversele inegalități dintre oameni, dar un studiu făcut în 2016 arată că în literatura medievală, înainte de 1500, cuvintele egalitate și inegalitate nu au fost folosite niciodată pentru a descrie relații sociale. Odată ce apare Dumnezeu în scenă, toți suntem oricum egali sub El și mai ales egali sub unsul dânsului, și anume regele, chiar dacă în practică unii erau mult mai egali decât alții. Oamenii medievali erau perfect conștienți că au regi și stăpâni bogați deasupra lor, dar asta nu era inegalitate, era doar planul lui Dumnezeu, inevitabilitatea divină, starea naturală a lucrurilor, așa că ce ar fi de discutat despre asta? Mai nimic. Noțiunea de egalitate socială ca ceva dezirabil e una cât se poate de nouă în spațiul european. Așa că de unde a venit ideea lui Rousseau în 1754 să se întrebe care sunt originile inegalității? Pentru că întrebarea formulată în acest fel presupune automat că la un moment dat înainte exista egalitate între oameni și că ceva rău s-a întâmplat. Lunga și complicată poveste acum apare această întrebare e ce o să urmărim în continuare. Problema egalității dintre oameni începe să fie discutată doar la începutul anilor 1600 și doar ca rezultat direct al colonizării Americilor. Când se întorc vești despre cum aventurieri spanioli ca Pizarro sau Cortez taie și spânzură sălbatici din jungla noii lumi descoperite, apar niște dezbateri intense pe tema O fi bine? O fi rău? Întrebarea era mai ales dacă e ok să măcelărim niște oameni care în mod evident n-au avut oportunitatea de a auzi cuvântul lui Isus. Spre deosebire de arabi și alți non-creștini infideli care refuzau activ să se supună unicului adevărat Dumnezeu, acești oameni primitivi clar erau prea departe ca să fie auzit ce a spus Isus și atunci putem oare chiar să-i considerăm infideli și să le dăm jihad? Supuși acestor presiuni, colonizatorii au început să adopte strategia de a oferi un ultimatum înainte de a căsăpi întregi triburi. Înainte să fie atacați, indigenii erau somați că au șapte minute să se convertească la creștinism, altfel mor toți. În aceste condiții, foarte puțini dintre ei reușeau să se convertească în timp util. Oamenii înapoi acasă nu au fost foarte convinși de validitatea acestei abordări, așa că presiunea a continuat. Altă variantă a fost decretarea acestor ființe ca fiind subumane, un fel de castori pentru care n-ar trebui să plângă nimeni, dar nici asta nu a închis discuția, pentru că diversi juriști au protestat că până și triburile canibale au guverne, societăți și legi, plus abilitatea de a argumenta de ce aranjamentele lor sociale sunt juste. Așa că, după toate aparențele, chiar și acești extraterestri păreau a fi niște ființe umane înzestrate cu rațiunea dată de Dumnezeu omului drept cadou. Așa că, până la urmă, se naște întrebarea ce drepturi au aceste ființe doar prin virtutea faptului că sunt oameni. Există niște drepturi cum ar veni naturale ale omului? În plan pragmatic, dilema legală s-a rezolvat zicând că da, au niște drepturi, dar putem să-i cucerim și să le luăm tot ce au oricum, doar să nu fie o cucerire exagerat de violentă. Admonestați, pe celălalt continent, colonizatorii și-au făcut o notiță mentală și apoi au continuat cu mutilările zilnice. Celălalt rezultat al acestei dezbateri însă a fost deschiderea unei portițe pentru filozofica Thomas Hobbes și John Locke prin care să-și pună întrebări despre starea naturală a omului. John Locke și-a scris textele cele mai importante în anii 1690 și e considerat un fel de mijloc între Hobbes și Rousseau. Și el, ca toți ceilalți, își creează teoriile despre starea naturală drept răspuns la mărturiile despre indigenii americani, și concluzia lui despre ei e că sunt niște ființe înapoiate care sunt incapabile să gândească și să-și cultive pământul, drept care nu merită nimic. Pentru a ajunge la aceste concluzii, Locke se baza pe zicala lui proprie, conform cărea faptele istorice sunt valoroase doar pentru oamenii care au deja anumite convingeri morale stricte și o perspectivă bine stabilită asupra lumii. Deci, faptele reale, cum ar veni, sunt de luat în considerare doar dacă îți confirmă opiniile pe care le ai deja. O filozofie foarte sofisticată și o poziție cu care suntem mai mult decât familiari azi. Dar important e că așa și-a construit loc teoriile despre indigeni, luând doar strict ce se potrivea cu argumentul pe care îl făcea deja. În orice caz, întrebările astea despre stări naturale ale omului, înainte de descoperirea acestor populații care în mod concret reușiseră să-i scape lui Dumnezeu printre degete, flirtau mult prea tare cu erezia și erau mai bine evitate. Dar așa, existența indigenilor americani oferea un punct perfect regulamentar din care să pornești filozofat despre starea omului gol în junglă, fără să trebuiască să explici cum se pupă asta cu mitul genezei din Biblie. Și asta chiar era o mare portiță în acele vremuri de creștinism taliban. O mică pauză acum pentru niște meta-observații. Autorii cărții fac aici eforturi mari să-și pregătească terenul pentru următorul argument, și în aceste eforturi fac niște mișcări argumentative care sunt cam la limita regulamentului. Ideea că nu exista niciun fel de noțiune de egalitate socială în Evul Mediu e genuala de propoziție care sună sexy, dar care foarte rar are și cum să fie complet adevărată. Așa cum admit și ei, existau tot felul de scântei și idei și ritualuri populare care întorceau ierarhiile pe dos în joacă. Dar e, pe semne, destul de just de considerat că nimeni nu le lua foarte în serios și că era un principiu doar o joacă. Râdem glumim, dar știm cu toții până la urmă că trăim în planul lui Dumnezeu. Dintre filozofii care teoretizau starea naturală a omului, Hobbes a devenit în timp excepția în estimarea lui că toți oamenii trăiau într-un război perpetu reciproc. Argumentele lui și-au păstrat o anumită sonoritate și pentru că formulează o extremă și extremele au mereu ceva apetisant în simplitatea lor. Dar începând cu Rousseau, majoritatea filozofilor încep să opereze cu ideea că în starea naturală oamenii trăiau de fapt într-o libertate și egalitate ferică. Și acum, întrebarea esențială pe care o pune cartea e, de ce? De ce în suta de ani dintre Hobbes și Rousseau se schimbă complet perspectiva? de ce să încep să presupui că oamenii trăiau de fapt în egalitate într-o asemenea măsură încât să te apuci să investighezi originile inegalității? Și aici începe distracția. În anii 1600, țările cele mai prezente în efortul de colonizare al Americilor erau Spania, Franța, Anglia, Olanda și Portugalia. În interiorul acestor țări exista o adevărată efervescență intelectuală pricinuită de veștile primite de la misionari și călători de pe lumea cealaltă. Veștile erau bizare. Era ca și cum tocmai se descoperise o planetă nouă peste ocean, locuită de niște oameni ciudați în anumite feluri similari și în alte feluri deloc. Așa cum am spus, statutul uman al acestor extraterestri era subiectul unor dezbateri aprinse. Printre oamenii care puteau să citească, cele mai palpitante materiale de citit erau mărturile Ordinului Iezuit despre întâlnirile cu sălbaticii. Ordinul Iezuit era o grupare de elită a bisericii catolice, un fel de pușcași marin preoți care aveau scopul de a răspândi cuvântul lui Dumnezeu în cele mai îndepărtate și dificile colțuri ale lumii. Ei erau supranumiți chiar soldații lui Dumnezeu, niște soldați învățați, intelectuali, instruiți în retorică, pentru că scopul lor principal era să convingă, dispersați peste tot prin lume. Între 1632 și 1673 s-au publicat 71 de volume intitulate Relațiile Iezuiților din Noua Franță. Coloniile franceze din America purtau numele de Noua Franță. Relațiile, care poate fi tradus și ca relatările, erau rapoarte anuale scrise de iezuiți despre cum merge convertitul de sălbatici. În aceste relatări se găseau tot felul de idei picante emanate de oamenii din junglă care îl refuzau pe Isus. Cum ar fi că libertatea individuală e ceva important, că femeile sunt egale cu bărbații și au dreptul să facă ce vor ele, și tot felul de asemenea erezii scandaloase. În prima fază, subiectul principal de dispută dintre indigeni și jesuiti era noțiunea de libertate. Indigenii tot încercau să le explice jesuitilor că, în percepția lor, toți acești europeni veniți peste ei para fi niște sclavi triști care trăiesc terorizați de șefii lor. La propriu! Nu numai că nu înțelegeau conceptual la ce ar trebui să se supună, dar încercau să le explice europenilor punctual, odată că sunt sclavi, apoi că sunt triști și apoi că în mod evident sunt terorizați. În 1644, un misionar raporta Nu cred că există niciun popor pe pământ mai liber decât ei și mai puțin dispus să-și subjuge voința oricărei puteri într-o asemenea măsură încât tații aici nu au niciun control asupra copiilor lor sau capitanii asupra subiecților lor sau legile locului asupra oricăruia dintre ei, cu excepția situației în care își doresc ei să se supună lor. Ideea asta de a se supune unor lucruri doar după propria dorință, iezuiții o vedeau ca pe un fel de boală care le dădea mari bătăi de cap. Cum îi pui să se supună lui Dumnezeu dacă ei nu prea au conceptul de supunere? În 1642, alt iezuit scria Își imaginează că ar trebui, ca drept din naștere, să se bucure de o libertate ca de cai sălbatici, fără să ofere vreun tribut nimănui, o fac doar când vor ei. Mi-au adus reproșuri de 100 de ori pentru că noi ne temem de capitanii noștri, în timp ce ei râd și îi jocoresc pe ei lor. Toată autoritatea căpeteniei lor e în vârful limbii sale, deoarece e puternic doar în măsura în care este elocvent și, chiar dacă se omoară vorbind și predicând, sălbaticii nu îi se vor supune decât dacă le convine. Indigenii erau dat dreptul enervanți. În creștinismul fundamentalist medieval, numit uneori și doar creștinism, libertatea individuală era ceva animalic. Odată născut, tu în viață aveai doar libertatea de a-ți răscumpăra greșeala de a fi fost născut păcătos prin urmarea diligentă a cuvântului exact al Domnului. Pe când acești oameni noi păreau convinși că cel mai important lucru la o persoană e să aibă libertatea de a face ce vrea ea, când vrea ea și cum vrea ea, o noțiune complet inexistentă în Europa momentului respectiv. Aceasta, fără îndoială, e o dispoziție complet împotriva spiritului credinței, care ne cere să ne subjugăm nu numai voințele, dar mințile, judecățile și toate sentimentele umane unei puteri necunoscute simțurilor noastre, unei legi care nu e de pe acest pământ și care este în întregime opusă legilor și sentimentelor naturii corupte. Se adaugă aici că legile locului, care lor li se par perfect juste, atacă puritatea vieții creștine în o mie de feluri, în special în ceea ce privește căsătoriile lor. Misionarii raportau într-una cum femeile americane au drepturi de pline asupra propriilor corpuri, astfel încât pot să aibă orice relații sexuale vor ele, fără să fie căsătorite, și pot să și divorțeze după propria dorință. Dacă asta nu era dovadă de sălbăticie, atunci ce era? cum ar fi să poți să faci sex când și cum vrei tu, ca un animal. Relatările sunt în principal despre contactul cu societățile de pe coasta de nord-est a Americii, cu popoarele Wendat sau Huron, vorbitoare de limba Iroquois. Pe parcursul a 10 de ani, se notează constant cu surprindere cum aceste societăți erau pline de oameni elogvenți, liberi, care nu trăiesc în ierarhii și nu au nici cea mai mică înclinație spre a adopta un tată ceresc imaginar din Europa, Americanii indigeni credeau că există un mare spirit care se manifestă în toate lucrurile naturale, dar nu unul care dă indicații despre cu cine ar trebui să te culci. Mai toți erau elocvenți pentru că modul în care își administrau societățile era în discuții în grupuri mari în care decideau împreună ce e bine sau rău de făcut. Liderii aveau doar rolul de a încerca să-i convingă pe ceilalți că lucrurile ar trebui făcute într-un anumit fel, dar nimeni nu era forțat să facă ceva ce nu voia. Indigenii aveau și ei problemele și violențele lor, nu erau oamenii lapte și miere, dar ei formau niște societăți cât se poate de complexe și dezvoltate, în ciuda faptului că nu-și construiau castele. Misionarii observau cu stupoare și oarecare gelozie, odată că societatea lor pare să funcționeze chiar și în aceste condiții, și apoi că indigenii par mai isteți decât europenii de acasă, ceva ce nu înțelegeau cum e posibil atunci când trăiești printre copaci în corturi. Cum să ai minte dacă n-ai castel? Și mai supărător era că acești sălbatici aveau o atitudine condescendentă față de reprezentanții civilizației europene și îi vedeau ca pe niște oameni pierduți, săraci la duh. După vreo 70 de ani de asemenea relatări curioase, în 1704 apare o carte care sintetizează critica indigenă a societăților europene și o popularizează și mai tare în varianta ei compactă. Ea e scrisă de un om numit Louis Armand de l'Homme d'Ars, baron de la Hontan. Devenit cunoscut sub numele de la Hontan, că n-avea nimeni timp de atâtea nume. În 1683, la vârsta de 17 ani, la Hontan a intrat în armata franceză și a fost trimis în Canada, unde în următorii 10 ani a participat la tot felul de campanii militare și misiuni de explorare a teritoriului. În timpul ăsta, el a devenit un adjunct al guvernatorului general al regiunii, a învățat limbile locale și s-a împrietenit cu liderii politici indigeni cu care tot trebuia să discute. La Hontan nu era nici el fanul soldaților lui Dumnezeu și se lăuda că băștina și discută mai sincer cu el pentru că pot să-i bârfească împreună pe iezuiți. Unul dintre acești lideri locali indigeni era un domn pe numele de Candiaronc. După toate mărturile, din numeroase surse, acest candiaronc era un adevărat vârf al elogvenței locale. Toți cei care l-au cunoscut, prieteni sau dușmani, admiteau că e un individ cu adevărat remarcabil, un războinic curajos, un orator genial și un politician neobișnuit de abil. El a fost, de asemenea, până la sfârșitul vieții, un ferm oponent al creștinismului. Guvernatorul îl invita adesea la masă ca să-și distreze invitații cu inteligența acestui om local care reușea să-i învârtă pe toți pe degete în discuții despre valori și libertăți în scopul de a negocia o pace locală între triburi și francezi, Candiaronc se pare că a și călătorit la Paris, unde a văzut cu proprii ochi măreața civilizație europeană în 1691. După câțiva ani de discuții cu Candiaronc, La Hontan reușește să se certe cu șefii lui, e expulzat din teritoriile franceze și, într-un final, reușește să-și găsească un refugiu în Amsterdam, unde publică câteva cărți despre aventurile lui în noua lume. A treia se numea Dialoguri curioase cu un sălbatic de bun simț care a călătorit și era formată din patru dialoguri cu sălbaticul. În ea, Candia Ronc formula o critică cât se poate de elaborată a societății europene, cu tot cu sistemul ei legal, religia și moralitatea ei dubioasă atât de elaborată încât în următoarele sute de ani consensul a devenit că e în mod cert inventată, pentru că cum ar fi putut un sălbatic să aibă o asemenea retorică avansată și în al doilea rând de unde știe el atâtea lucruri despre cum funcționează europenii. Dar Candia Ronc nu numai că vizitase Parisul, dar petrecuse ani în șir în negocieri politice cu europenii în care trebuia să-i cunoască cât mai bine ca să-i învârtă într-un fel în care să-și asigure supraviețuirea propriului popor câteva mostre din ce zicea Candiaron în dialoguri. Însă, după ce m-am gândit mult și bine pe parcursul unui deceniu despre ce ne-au spus iezuiții despre viața și moartea fiului marelui spirit, orice Wendat ar putea să-ți dea 20 de argumente împotriva noțiunii. Eu unul mereu am susținut că dacă ar fi fost posibil ca Dumnezeu să-și fi coborât standardele într-atât încât să vină pe pământ, ar fi făcut-o în văzul tuturor, descinzând triumfător cu mare fast și maestate și cât mai public. Ar fi mers din națiune în națiune, făcând mari miracole, astfel oferind tuturor aceleași legi. Atunci am fi avut toți exact aceeași religie, împrășteată uniform și cunoscută în mod egal în toate cele patru colțuri ale lumii, demonstrând descendenților noștri, de atunci și până la 10.000 de ani în viitor, adevărul acestei religii. În schimb, există 5 sau 600 de religii, fiecare diferită de cealaltă, dintre care, conform vouă, doar religia francezilor e cea bună, sfântă și adevărată. În paranteză, una dintre criticile mele favorite ale creștinismului vine din cartea Evanghelia după Isus Hristos, a lui Jose Saramago. Urmărind răspunsul la întrebarea asta de de ce și-ar da marele zeu al lumii religia adevărată unui singur popor, Saramago îl arată pe Dumnezeul creștin ca unul însetat de războaie, care cere violență și care e satisfăcut doar când curge cât mai mult sânge în numele lui Cotropitor. Un zeu, deci, destul de barbar. Pe lângă libertate și religie, una dintre criticile principale ale indigenilor era vis, -vis de modul în care europenii sunt foarte răi unii cu ceilalți. Am petrecut șase ani gândindu-mă la starea societății europene, și tot nu pot să găsesc un singur mod în care nu e inumană. Și cred sincer că doar așa poate să fie atâta vreme cât vă agățați de asemenea distinții ca al meu și al tău. Afirm că ceea ce voi numiți bani este diavolul diavolilor, tiranul francezilor, sursa tuturor relelor, nenorocirea sufletelor și abatorul celor vii. Să-ți imaginezi că poți să trăiești în țara banilor și să-ți păstrezi propriul suflet, e ca și cum ți-ai imagina că poți să-ți păstrezi viața la fundul unui lac. Banii sunt tatăl luxului, al obscenității, intrigii, duplicității, minciunii, trădării, nesincerității, al celor mai rele comportamente din lume. Tații își vând copiii, soții nevestele, nevestele își trădează soții, frații se omoară reciproc, prietenii sunt falși, toate din cauza banilor. În lumina acestor lucruri, spunem că noi, Wendat, nu avem dreptate în a refuza nu numai să atingem, dar nici măcar să ne uităm la argint. Ca un rezumat al dialogurilor lui cu indigenii, La Hontan scrie într-un volum de memorii Li se pare de neînțeles ca un om să aibă mai mult decât altul și ca bogații să beneficieze de mai mult respect decât săracii. Pe scurt, ei zic că numele de sălbatici pe care li-l dăm noi lor ni s-ar potrivi nouă mai bine pentru că nu există nimic în acțiunile noastre care să arate înțelepciune. Bonus, o ultimă intervenție a lui Candia Ronc, el răspunzând la întrebări despre libertatea femeilor. Descrie cum fica lui vrea să se căsătorească cu un bărbat pe care el îl consideră nepotrivit și totuși Sunt obligat să mă conformez dorințelor fiicei mele pentru că dacă aș insista să o căsătoresc cu altcineva, mi-ar răspunde imediat. Ce crezi, tată? Sunt sclava ta, eu nu pot să mă bucur de libertate, trebuie că vrei tu să mă căsătoresc cu un bărbat de care nu-mi pasă? Cum aș putea să suport un soț care îmi cumpără corpul de la tată și ce rost pot să am pentru un tată care își comisionează fica unei asemenea brute care m-ar cumpăra? Revenim la o întrebare pe care am pus-o acum mult timp. De unde i-a venit ideea lui Rousseau să-și pună problema originii inegalității dintre oameni? În primul rând, nu i a venit lui ideea, el doar participa la un concurs de eseuri în care asta era întrebarea. Nu a câștigat concursul. În 1754, când și-a publicat el eseul, subiectul inegalității era deja de ceva timp printre cele mai discutate probleme în cercurile intelectuale din pricina frecușului cu americanii indigeni. După cartea lui La Hontan din 1704, formatul de dialog cu un sălbatic a devenit atât de popular încât mai toți intelectualii francezi participanți la iluminism, ca Montesquieu, Diderot, Chateaubriand sau Voltaire, și-au scris propriile variante. Pentru că formatul oferea o portiță gratuită prin care să critici societatea în care te afli. Puneai cele mai scandaloase idei în gura sălbaticului și omul rațional european încerca să-l calmeze și să-i arate că nu, societatea banului și a aristocrației chiar este cea mai bună dintre lumi. Undeva pe parcurs însă s-a pierdut din vedere sau mai degrabă s-a uitat cu forța că la început aceste personaje nu erau inventate, ci chiar au existat și chiar au formulat acele critici. Există o disonanță aici. Pe de-o parte, toată lumea e de acord că misionarii și colonizatorii au avut timp de zeci de ani dezbateri cu indigenii exact pe aceste subiecte, pe care le-au și consemnat și trimis înapoi la tărâmul mamă. Iezuiții erau extra motivați să noteze cu exactitate ce spuneau indigenii, pentru că scopul rapoartelor era de a servi drept manual pentru viitori misionari, să afle ce zic să-l ăștia cu subiect și predicat, astfel încât să știe cum să ia. Deci, pe de-o parte, există această consemnare istorică a cuvintelor indigene pe care nimeni nu o contestă. Dar apoi, pe de altă parte, acest format de dialog cu un sălbatic era chipurile bazat pe neant, strict pe imaginația scriitorului, pentru că, toate ca toate, dacă ei să fim serioși, n-aveau cum sălbaticii să articuleze niște idei atât de complicate. Criticile aduse în timp cărții lui La Hontan, până în zilele noastre, asta spun că el a inventat un sălbatic și a pus cuvinte în gură prin care să-și exprime propria nemulțumire cu sistemul în care se afla. Acum, cuvintele alea sigur sunt înflorite, că doar n-a scris la Hontan după reportofon, dar nemulțumirile prezentate acolo erau în deplină concordanță cu 70 de ani de critică indigenă înregistrată de jezuiți. Ideile din cartea lui La Hontan se găsesc în mai mult sau mai puțin detaliu în mai toate întâlnirile înregistrate dintre colonizatori și colonizați unde mai pui că noțiunea că la Hontan ar fi inventat toate aceste lucruri presupune și o generozitate intelectuală considerabilă față de abilitățile acestui soldat de a-și închipui un întreg alt sistem social revoluționar, unul atât de perturbator încât să deraieze filozofia politică europeană. În concluzie, ce a făcut Rousseau în eseul lui a fost să sintetizeze vreo 150 de ani de critică a societății europene formulată de acei așa numiți sălbatici din jungla noului continent. Foarte multe bucăți din eseu sunt luate cuvânt cu cuvânt din reproșurile aduse de indigeni. Ce încearcă deci cartea să arate e că proiectul politic al iluminismului european, ăsta cu care ne mândrim ca civilizat întreaga lume cu noțiunile lui de libertate, e rezultatul direct al interacțiunii cu aceste societăți indigene considerate, altminteri, la scară largă, subumane. Acolo au găsit europenii libertate și egalitate la niște niveluri inimaginabile până atunci în lumea civilizată. De acolo au început să-și pună serios problema libertății și inegalității la ei acasă. Istoria iluminismului e scrisă ca și cum toți acești autori vestici s-au trezit ei peste noapte și au visat această critică fundamentală a inegalității europene pentru că erau niște oameni atât de geniali, în ciuda faptului că mulți dintre acești europeni geniali spuneau explicit cum contactul cu gândirea americanilor indigeni a avut o influență enormă asupra lor. În istorie, însă, meritul interlocutorilor a fost complet șters. Pentru că, în esență, ce merit ar fi putut avea când ei sunt definiți ca niște ființe abia capabile de rațiune, bune doar de transformat în sclav și profit? Nu a fost o ștergere întâmplătoare, ci un efort cât se poate de activ. Povestea civilizării noastre, povestea noastră ca vârf al progresului uman, vehiculată în continuare în cărți ultra-vândute, începe să fie scrisă drept răspuns la acest moment din 1750: când acest instrument al dialogului cu indigeni care își tot vântură libertatea devine extrem de popular în societatea franceză, până în punctul în care și cele mai faimoase piese de teatru sunt tot despre asta și rulează 20 de ani la rând. Încep să apară voci care să recontextualizeze acest fenomen, astfel încât să nu ajungem să luăm indigenii în serios. Unul dintre cei mai vocali oameni în acest sens e un anume domn economist Turgot. În 1751, el spune că da, bine, toți iubim libertatea și egalitatea în principiu, că sună bine, dar mai sunt și alți factori de luat în considerare aici. În realitate, propune el, libertatea și egalitatea sălbaticilor nu sunt un semn al superiorității, sunt un semn al inferiorității, din moment ce sunt posibile doar într-o societate în care fiecare gospodărie e autosuficientă și, deci, una în care toată lumea e în mod egal săracă. Pe măsură ce societățile evoluează, zice Turgo, tehnologia avansează. Progresăm de la societăți simple ca cele Wendat spre formele noastre complexe de civilizație comercială, în care sărăcia și privarea unora oricât de lamentabilă ar fi, e chiar și așa condiția necesară pentru prosperitatea societății pe de întregul. Așadar, concluzionează el, inegalitatea este inevitabilă și e de fapt un semn al unei civilizații avansate. Inegalitatea e ce ne arată de fapt că suntem foarte tari. Pe parcursul următorilor ani, Turgo își dezvoltă ideile astea într-un pachet de lecții despre istoria lumii, Acolo el formulează pentru prima dată teoria evoluției societăților umane în stadii distincte de dezvoltare economică. Povestea pe care o știm: că la început au fost vânători cu legătorii, apoi au fost păstorii, apoi agricultura, apoi civilizația urbană comercială de azi. El formulează toată povestea asta în termeni de progres pozitiv, în care un stadiu se transformă în mod inevitabil în următorul, odată ce oamenii dobândesc tehnologia necesară. Drept urmare, ce vânători cu legători sau păstori mai există, ei sunt în mod evident retrograzi, niște oameni rămași în urmă, subdezvoltați, care n-au ținut pasul cu progresul uman și putem să-i punem în muzeu și să ne uităm la ei ca la niște vestigii ale trecutului nostru pierdut. În orice caz, nu ai ce discuta cu ei, pentru că e ca și cum ai discuta teorie politică cu niște copii care, în cel mai bun caz, spun lucruri amuzante cum ar fi că femeile ar trebui să aibă drepturi egale. Teoria asta ca axă inevitabilă a progresului uman e preluată apoi de prietenul lui Turgot, Adam Smith, omul care a scris primul manual teoretic al capitalismului în 1776, numit The Wealth of Nations. Și apoi, de la Adam Smith, purtată din mână-mână mână de tot felul de mari gânditori, până ajunge mitul evoluției noastre. Scopul teoriei, din nou, era să arate inferioritatea formelor de organizare socială din trecut și să sublinieze cum trăim, de fapt, în cea mai civilizată și avansată dintre lumi. Toată povestea asta s-a născut ca să neutralizeze critica indigenă, să dea un motiv aparent științific pentru care, 1. n-ar trebui să ascultăm chestiile astea despre egalitate că vin de la niște ființe inferioare care nu înțeleg nimic, și doi, putem să colonizăm în continuare acești sălbatici pentru că nu facem de fapt decât să-i accelerăm pe scara evoluției umane și, în esență, ar trebui să ne mulțumească. Sună familiar? Din nou, asta e teoria care a devenit percepția populară de azi a trecuturilor noastre îndepărtate și mai pe larg ea sună așa. Povestea evoluției societăților umane este liniară. Stagiile astea de la vânător cu legător la urbanism se desfășoară în ordine, fără cale de întoarcere. Uniformă, s-a întâmplat la fel peste tot, progresivă, stagiile sunt într-o ierarhie, de la slab la performant, de la primitiv la sofisticat, Deterministă, adică dezvoltarea a fost condusă de tehnologie, nu de alegeri umane, și, în final, teleologică, respectiv, scopul procesului era să ne producă pe noi cei de azi. Vârfurile subsemnate. Toate aceste puncte sunt greșite și nu au nicio legătură cu cum s-au desfășurat lucrurile istoric. Această așa-numită istorie e bazată pe o ideologie, nu pe fapte sau știință. Pornim de la ideea că noi suntem cei mai buni din istoria lumii, și acum haideți să vedem cum am ajuns să fim cei mai buni. O să explorăm în detaliu toate aceste puncte într-un clip viitor, dar. Pe scurt, există nenumărate dovezi că vânători cu legătorii au tot flirtat cu agricultura și cu tot felul de organizări sociale, le mai adoptau, le mai abandonau, în funcție de cum își doreau ei să-și trăiască viețile. Săreau dintr-o categorie în alta, înainte și înapoi, ceva imposibil conform poveștii cu linearitatea. În orice caz, e evident că își discutau constant opțiunile. Apoi, agricultura s-a inventat în cel puțin 10 locuri de pe tot globul și oamenii numai uniform nu s-au raportat la ea, E clar că pe parcursul a mii de ani s-au tot dezbătut avantajele și dezavantajele vieții de fermier stat-locului. Unele societăți pur și simplu au refuzat acest stil de viață pentru că presupunea sacrificii prea mari. Despre ideea de progres trebuie totuși vorbit mai mult, așa că o lăsăm la sfârșit. Poate cele mai clari dovezi noi sunt împotriva determinismului. Tot felul de studii arată cum societăți întregi refuzau anumite tehnologii pentru că nu le considerau valoroase pentru comunitățile lor. Cum, de exemplu, americanii indigeni refuzau tehnologia banilor nu pentru că nu înțelegeau ce sunt, ci tocmai pentru că înțelegeau prea bine ce sunt și nu voiau să-și distrugă comunitățile adoptându-i. Povestea asta a umanității, cu determinismul ei, face să sune de parcă am fost și suntem niște vite de mulți pe banda rulantă inevitabilă a istoriei, pe care nu se poate purta nicio discuție despre nicio direcție. Mergem doar automat după cum bate toba. Imaginea asta e cât se poate de greșită în ceea ce privește istoria largă a acestei specii numită noi. În 98% din istoria noastră, modurile de coabitare umană au tot fost discutate și schimbate. Diversitatea acestor moduri depășește azi imaginația noastră, nici nu putem să înțelegem unele dintre ele pentru că suntem blocați într-o perspectivă miuapă a propriei existențe. Nu există nicio formă originală de organizare socială. Nu există nicio stare naturală standard. În ultimele zeci de mii de ani au existat mereu de la societăți complet egalitare la societăți bazate pe ierarhii și conducători. Pe tot spectrul ăsta, nicio formă nu poate fi numită drept cea fundamentală reprezentativă pentru umanitate. Singurul lucru reprezentativ e tocmai această flexibilitate socială, abilitatea de a discuta și a ne organiza în formule considerate de unii imposibile și de alții complet naturale și obligatorii. Ultimii 300 de ani, rigidizarea în această formă de capitalism, reprezintă o excepție, un blocaj nereprezentativ pentru istoria capacităților umane. Acest mit al genezei, pe care l-am tot indexat în acest clip, contribuie considerabil la blocaj, culminând în punctul 5. Teleologia civilizației noastre. Problema gândirii teleologice mie mi s-a port întotdeauna fascinantă. Ce înseamnă ea este să iei un rezultat și apoi să definești procesul care a dus la acel rezultat, ca și cum asta fusese intenția de la început. De exemplu, în creștinism, doctrina teleologică spune că totul de pe această lume a fost creat de Dumnezeu ca să-i servească omului. Avem un rezultat, respectiv un pământ, el îi servește omului, înseamnă că pentru asta a fost creat. În știință, e ușor de exemplificat gândirea teleologică ca problemă de înțelegere a evoluției animalelor. Păsările sunt niște dinozauri care au dezvoltat aripi ca să zboare avem rezultatul zbor cu aripi, așa că înseamnă că dinozaurii la un moment dat s-au strofocat să-și crească membre dubioase ca să-și ia zborul. Asta e greșit. Vezi zbor și ești tentat să crezi că a, scopul a fost de la început zbor. Dinozaurii și-au dezvoltat membrele superioare inițial ca să poată să alerge mai repede, dădeau din mâini ca să prindă viteză. Ăsta a fost procesul. Scopul n-a fost niciodată zborul, Zborul reiese ca un produs accidental nebănuit al procesului. E ca și cum mai scrie istoria internetului și îi spune că rețelele electrice au fost inventate în 1880 ca să poată să apară Facebook în 2006. Este evident că există o legătură între cele două evenimente și e ușor de înțeles de ce gândirea teleologică e foarte tentantă. Dar relația în mod cert nu e de cauzalitate intenționată. Rețelele electrice în mod cert nu au apărut ca să avem Facebook în 2006. În acest mod de prezentare al lucrurilor, Facebook este evident scopul final superior, tot ce s-a întâmplat pe parcurs au fost doar niște notițe de subsol la povestea lungă și dificilă a aducerii Facebook-ului pe acest pământ. Așa e și cu civilizația asta noastră. Istoria umanității este spusă într-un mod în care țelul a fost de la început producerea acestei civilizații europene avansate în care eram meniți să ajungem, iar informațiile care nu se pupă cu această poveste pur și simplu nu apar în dânsa. Dacă întrebarea e de ce suntem atât de buni, atunci răspunsul o să fie povestea care confirmă termenii întrebării. O să fie povestea a cum am ajuns atât de buni, povestea progresului nostru. Problema cu povestea progresului e că depinde la ce progres ne referim. Depinde foarte tare de cum definim progres. Dacă progres înseamnă evoluția tehnologică a lucrurilor, fabrici din ce în ce mai sofisticate, motoare din ce în ce mai performante și chipuri din ce în ce mai mici, atunci e cât se poate de și palpabil că a existat un progres considerabil. Imposibil de negat. Drept rezultat, oamenii au căldură, electricitate și internet. Dacă definești progres însă ca evoluția formelor de organizare socială, atunci aproape că am înregistrat zero progres în 300 de ani. Singura excepție cu adevărat notabilă e că femeilor li s-a recunoscut recent, cât de cât, statutul de ființă umană cu drepturi de pline, ceva ce americanii indigeni aveau în societățile lor acum 500 de ani. Deci, într-adevăr, felicitări nouă și acestei reușite a civilizației noastre avansate europene că în ultima sută de ani s-a admis într-un final că și femeile sunt un fel de oameni și, după multe lupte, ele au reușit să-și câștige dreptul de vot. Super, dar asta nu schimbă paradigma largă. Odată ajunsă și această cealaltă jumătate a populației umane la masă, rămâne problema totuși de votat ce? E destul de clar pentru toată lumea implicată că, deși tot acest votat e foarte drăguț, el nu reușește să schimbe fundamental mai nimic. E o formă mai degrabă simbolică de participare politică, să simțim și noi că avem un cuvânt de spus, că putem, într-adevăr, să ne manifestăm alegerea liberă între Pepsi și Cola. Nu există opțiunea de reformă socială dramatică pe care să poți să o bifezi la vot. Acest vot nu are, în fapt, puterea cu care se tot laudă în teorie. Lipsește tocmai substanța care să ne caracterizeze forma noastră de organizare, drept democratică și participativă. Dacă putem să votăm, dar nu putem să schimbăm mai nimic prin vot, trăim într-o democrație sau nu? Poate a părut suspect că n-am menționat comunismul mai devreme la capitolul variațiuni organizatorice, dar comunismul, așa cum s-a manifestat el în realitate și nu în cărți, a însemnat tot o ierarhie rigidă în care o mână de oameni dictau altora cum să trăiască fără ca ei să aibă niciun cuvânt de spus. Revoluția rusească din 1917 a eșuat în a aduce o formă nouă și radicală de guvernământ democratic pe pământ și când a eșuat, s-a consolidat în forma clasică numită dictatură. În teorie, comunismul ar fi trebuit să fie altceva. În practică, el funcționa tot pe o inegalitate extremă a puterii politice și o lipsă și mai acută a disponibilității de a discuta despre formele noastre de coabitare. Deci, nu cine știe ce diversitate de organizare în fapt. E destul de clar că în ultimii 300 de ani progresul tehnologic nu s-a întâmplat în paralel cu vreo dezvoltare a înțelepciunii umane. Dacă noi folosim toate aceste instrumente disponibile nouă azi doar ca să aplicăm niște barbarisme feudale la o scară globală, atunci unde este progresul? Multe dintre societățile distruse de acest proces civilizator aveau niște democrații participative mult mai avansate decât cele din statele europene. Povestea noastră de azi ne spune că egalitarismul lor era doar o fază inferioară a dezvoltării umane, o consecință a stupidității generale în care trăiau acești oameni. Dar egalitarismul nu e ceva pasiv care se întâmplă din lipsă de acțiune ci din potrivă. Toate aceste societăți își păstrau caracteristicile prin acțiuni intenționate, cum ar fi să aleagă o persoană la întâmplare care să distribuie carnea vânată. Dacă ai o roșie, necesită un efort activ să o iei și să o tai în 16 bucăți mici, astfel încât fiecare să-și primească partea. Aceste culturi, numite azi primitive, aveau nenumărate siguranțe ritualice, astfel încât să nu-i se urce cuiva la cap, să-și transforme surplusul în putere și să înceapă să dea ordine altora. Cultura lor era organizată în jurul evitării acestei situații. Nu pentru că nu erau conștienți de pericolul ei, ci pentru că erau prea conștienți de el. Criticile aduse de americanii indigeni civilizației europene sunt rezonante și astăzi pentru că problemele identificate de ei rămân cât se poate de acute. Am și eu trei grafice. Primul e cu evoluția numărului de oameni de pe acest pământ. În anul 1800 eram un miliard de oameni. 200 de ani mai târziu suntem 8 miliarde. În aceeași perioadă, cantitatea de bani învârtită pe glob arată așa. Toate bune și frumoase până acum. Problema e că distribuția noastră a acestei prosperități este în continuare una feudală. Graficul numărul 3. 1% dintre oameni au 46% din aceste averi, 12% dintre oameni controlează 85% din bani, restul 88% dintre oameni beneficiază de 15% din această creștere economică istorică. Vedeți cum asta poate fi și este o problemă pentru prezenturile și viitorurile noastre? Unul dintre lucrurile pe care le tot reproșau americanii indigeni e că noi trăim în lumea în care poți să transformi averea în putere politică și să-i subjugi pe restul prin puterea banului tău. Era adevărat atunci și este adevărat și acum. Această abilitate de a transforma averea în putere politică e stadiul în care ne-am blocat. Lucrurile, la acest capitol, nu au înregistrat cine știe ce progres în ultimii 300 de ani, ci, din potrivă, această distribuție a resurselor a devenit din ce în ce mai automată și pronunțată. Forma finală a inegalității acestei civilizații avansate, cultivată atent în timp, este puterea de a distruge planeta în interesul de a îngroșa anumite buzunare foarte specifice. Într-adevăr, Ăsta trebuie să fie vârful înțelepciunii umane, lucrul spre care am lucrat noi ca specie de la început, cea mai bună dintre lumi în care s-a putut trăi vreodată și în mod cert nu există nicio alternativă. Suntem deja cei mai buni, așa că ce alternativă ar putea exista la cel mai bun? Revenind, în măsura în care se poate reveni și mai știe cineva la ce era de revenit. Povestea populară pe care o avem noi azi despre evoluția socială a omenirii a venit ca un răspuns direct la criticile venite într-una de pe noul continent american. Indigenii le tot spuneau europenilor, vedeți că v-ați organizat într-un mod complet barbar și destructiv. Pe de-o parte, unii intelectuali europeni preiau din valorile societăților indigene și argumentează în favoarea unor noi libertăți care devin standardul iluminismului. Pe de altă parte, într-un final, după zeci de ani de a fi certați, alți europeni răspund că nu numai că suntem organizați în singurul mod posibil și bun, dar, cu puterea științei europene, determinăm că voi ăștia din lumea nouă sunteți de fapt niște ființe inferioare, rămășițe ale trecutului, un pic mai mult decât niște animale și cu animalele, nu avem ce discuta, așa că haideți să ne calmăm cu toții. În felul ăsta se șterge urma importanței dialogului, că el n-ar fi putut să existe și l-a imaginat toată lumea și ideile apărute în spațiul european sunt strict meritul intelectualilor autohtoni, pentru că doar europenii erau ăia capabili să aibă idei oricum. Ăsta este mitul cu care s-a purtat avântul colonialist și este mitul pe care e fondată lumea noastră. El spune că popoarele inferioare tehnologic nu sunt doar inferioare tehnologic, sunt inferioare și uman, sunt mai puțin oameni. Așa că poți să le faci ce vrei, că oricum nu prea înțeleg și oricum nu simt așa cum simt oamenii. Astăzi, perspectiva asta e la fel de în funcțiune ca oricând. Știm cu toții că toți oamenii ăia săraci de pe glob care muncesc în mine ca să producă metalele necesare pentru tehnologia europeană sunt doar un fel de oameni. La cât de săraci sunt și la cât de amărâte sunt societățile lor, poți să le zici chiar oameni? Nu prea. Ai ce discuta cu ei? Ce ai putea să înveți de la niște oameni mai săraci decât tine? Dar hai că fie, din pură generozitate vestică, o să lăsăm să ni se scurgă pe lângă gură niște resurse și încetul cu încetul, în câteva zeci de ani, poate ajung și ei să trăiască cu 10 dolari pe zi și astfel, în sfârșit, o să devină și ei cât de cât oameni. Când Joseph Borel spune că Europa e o grădină și restul lumii o junglă, ăsta e tot subtextul atent dezvoltat în timp care se manifestă pe dedesubt. Și ne oprim aici deocamdată. În mod evident, nu am reușit să ajung și la a explicita care este această nouă poveste a omenirii care reiese din descoperirile recente, pentru că, după cum ați văzut, e treabă dificilă să demontezi povestea actuală și motivele pentru existența ei. Ce am discutat până acum sunt doar primele 80 de pagini din carte, după care mai urmează 400 în care se descoperă noua imagine a trecutului nostru prezentată de ultimele dovezi arheologice. Despre această imagine o să urmeze un alt clip, pentru că n-aveam cum să înghesui toate lucrurile aici și oricum tot acest preambul mi se pare deosebit de important. Între timp, vă recomand cu toți atomii proprii să luați cartea și să o citiți, mai cu seamă că a apărut acum și în română, pentru că orice aș face eu aici nu are cum să reprezinte fidel bogăția de informații și unghiuri prezente într-o carte scrisă pe parcursul a 10 ani. Acest clip este oricum simplificarea unei simplificări și în mod obligatoriu se pierd o grămadă de nuanțe interesante. Cartea e scrisă foarte bine, e foarte palpitant de urmărit și atunci când nu e ușoară, pur și simplu treceți peste că dificultatea ei vine și ea în valuri. Acestea fiind zise, vă mulțumesc pentru răbdare, vă mulțumesc pentru sprijinul acordat pe Patreon, vă urez tuturor cât mai puține paradigme sociale aparent inevitabile devenite sufocante.